La Sporting tot așa o echipă uriașă? La Sporting am întâlnit un club uriaș. Deci e clar. La Buleușor, afară cu Gloria, dedica sau reforsul. Handbalul ține de echipa de fotbal. E clar că echipa de fotbal sponsorizează echipa de handbal și toate condițiile pe care le avea echipa de fotbal le-am avut și noi la echipa de handbal. Începând de la autocar, cazări, tot ce aveam nevoie, recuperări, făceam la unde făceau și cei de la fotbal, deci la nivel de condiții, jos pălăria, într-adevăr Sportingul este un club mare. Vă întâlneați cu fotbaliștii? Ne întâlneam cu fotbaliștii, și mergeam la meciurile lor și ei apăreau la meciurile noastre importante din... Cluburi. Da. Cluburi mari. Era o legătură între noi. Frecvent trebuia să ne întâlnim cu suporteri, pentru că în Portugalia sunt organizate... În fiecare oraș au fan cluburi. Da. Organizate și trebuia să mergem în diferite orașe, să ne întâlnim cu suporterii la diferite evenimente, eu știu, prânz, cină, trebuia să fim, intram în săli poate pline cu sute de suporteri. Fără să fie meci. Fără să fie meci. Organizare, doar să venim să mâncăm. Trebuia să fie câte un sportiv de la fiecare secție. Și trebuia să ne întâlnim. Venea un sportiv de la fotbal, unul de la futsal, de la handbal, de la volei, câte un sportiv. Mergeam acolo, erau sute de suporteri, luam prânzul, cina cu ei, stăteam de vorbă. Altceva. Da, acolo am simțit că chiar este un club mare și... Dar cum e să știi că se vând tricouri cu tine? Cum? E normal. Se vând tricouri. Cu orice sportiv, cel puțin la Sporting, se vindeau foarte multe tricouri și e ok, te simți bine când suporterii te apreciază și își doresc un tricou cu tine. Cu echipa națională? Cu echipa națională... Prefer să nu... Da, am evitat oarecum acest subiect. În 2018 a trebuit să renunț la națională după 20 de ani de națională. Da, la 14 ani am fost prima dată la Naționala de Juniori, după care am ținut-o tot așa 20 de ani. Am terminat la un meci contra Franței, din păcate cu accidentare, dar cred că a fost ok. Mi-am făcut treaba la Națională timp de 20 de ani și deocamdată am spus că pun punct. Gata. Dar nu te-ai retras oficial sau te-ai retras oficial? Eu tot încerc să... Da, bine, dacă Xavi Pascual își dorește să vin la Naționala României, nu-l pot refuza pe Xavi Pascual, normal. Dar dânsul decide dacă eu trebuie să fiu acolo sau nu. Vezi că te aude acum, poate se uite. Domnul Xavi, dacă ne auziți, vedeți că mai aveți. Tot așa, la modul sincer, unde suntem noi la nivel de echipă națională acum? Suntem o echipă în creștere, cu potențial foarte mare. Avem nevoie de acea calificare la un turneu final pentru a putea rămâne la nivelul acela. Cred că dacă în momentul acesta reușim să ne calificăm la un turneu final, vom rămâne o perioadă lungă acolo, la turneele finale. Doar trebuie acel pas înainte pe care Xavi Pascual încearcă să-l impună acum la Național. Iartă-mă, că la echipele de club e atât de mare diferența? Bun, se investește în afară, echipele nu mai sunt cum erau acum 20-30 de ani? Nu pot să spun, n-aș putea ne încurcă, iartă-mă din nou, ne încurcă faptul că vin mulți jucători străini? Ne și încurcă, ne și ajută. Ne ajută la echipă de club? Ne ajută la echipă de club și ajută pe ceilalți jucători români să țină pasul acolo la nivel înalt, să se pregătească mai bine, să joace mai bine. Pentru că dacă nu reușesc, vor veni alți jucători străini și le vor lua locul. Va trebui neapărat să reușească să țină pasul. Dar ne și încurcă, pentru că mulți dintre jucători nu reușesc să joace mai multe minute la echipele de club și atunci
adevărul e undeva la mijloc. Nu știm exact ce, dacă e bine sau dacă rău. E bine sau rău 100%, dar e clar că Naționala în următoarea perioadă cred eu că va avea un progres mare. Tu ai luat vreun copil sub aripă? Ca și da, jucător experimentat. Ca bătrânul. Da, toți tineri. Eu, din punctul meu de vedere, și puteți să-i întrebați și pe ei, am grijă de aproape toți dintre ei. Încerc să-i ajut și nu numai cu sfaturi, cu absolut orice au nevoie. Întotdeauna sunt alături de ei, pentru că știu că e nevoie de acest lucru. Cei tineri au nevoie să fie susținuți de cei mai în vârstă, care au totuși o experiență și cred că nu mai e ca pe vremuri să îi cerți, să le spui... Nu mai merge cu... Nu mai merge, trebuie doar să ai grijă de ei, pentru că așa te vor respecta și vor da totul pentru tine ca și coleg în momentul în care ești în teren. Hai să nu punem șablonul ăla cu... Crezi că vine un alt Ghionea din spate, dar e cineva care să... pe care tu îl simți, nu neapărat cu nume, pe care să-l simți că, uite, ar putea, adică are 18-19 ani, vine din urmă și da, promite, cum se zice. Este, adică sunt mai mulți jucători care pot fi următorul Valentin Ghionea, dar cred că Călin Dedu are șansele, da, șansele cele mai mari să ajungă unul dintre cei mai buni handbaliști din România. Sper să nu se uite la emisiune, ca să nu își ia în cap. Sau invers, să se uite, să spună, uite, domnule, da, cine mi-a zis prima dată că... Da. Știi că după ani se spune, uite, mă, îl văzuse din 2022, Ghionea, că... Da, și cred că are șansele cel mai mari. Dacă va fi sănătos și va avea putere de muncă, eu cred că va reuși. Domnul Dan s-a retras. Domnul Dan. Da, s-a retras. S-a retras anul după. De la el am aflat că mai mergea și la repriza 3. Există repriza 3 în handbal? Există? Da, există. Nu e ca în fotbal, adică sunteți mai liniștiți. Mai liniștiți, da, există, se practică. Păi și acum cine vă mai coordonează? Ca și... la repriză, la întâlnirile de după meciuri. Păi nu, acum nici nu prea avem timp. Acum la cum se desfășoară, cum se, da, desfășoară cu Liga Campionilor și jucăm la 3 zile, nu mai avem... Ați așa ca fotbaliștii, vedeți, trebuie să-i înțelegeți și pe ei. Da, poate, da, la 3 zile... înțelegem, noi respectăm pe cei care... Păi nu mai ai să te mai recuperezi, că la tine dacă nu durează 2-3 zile... Eu doar joc. La 3 zile doar... Zi, avem recuperare, da, avem, că avem... Avem meci, da. Avem, da, meci. Ce să-ți urăm? Că acum, sănătate în primul rând, nu? Dar la viața ta ai fost ferit de accidentări grave? Da, pot spune că am fost unul dintre jucătorii norocoși. Nu am avut accidentări foarte grave, doar câteva fracturi. Astea obișnuite, ca să zicem. Câteva fracturi, câteva rupturi musculare. Astea sunt obișnuite în handbal. Chiar nu am avut accidentări foarte grave. Accidentări grave în handbal înseamnă accidentări de genunchi, de umeri, de spate, cele care te țin foarte mult departe de teren. Eu știu, stai 9 luni, 12 luni, astea te țin departe, plus perioada în care trebuie să-ți revii ca și sportiv. E foarte greu, acestea sunt grave. Da. Celelalte fracturi... Asta e cum, da, sună, dar astea nici nu se pun. Sunt normal. Ai avut un moment în care ai vrut să te lași? Nu știu, să ți-a fost greu? Nu, sincer, până acum nu am avut niciun... Să arunci geanta și să zici gata, nu mai. Nu, am încercat să mă țin tare, probabil de-aia am și reușit să ajung la această vârstă să joc, dar... Chiar nu ții minte să fi avut vreun moment în care să zic gata, nu mai, de mâine mă las. Ce faci în prima zi când nu mai ai antrenament? În prima zi când, da, nu, da, nu Ligionea s-a lăsat, nu s-a lăsat, el nu înțelege că s-a lăsat, da, dar mâine nu mai are antrenament. Cred că va fi foarte greu. Te mai duci, cred că o săptămână, două, așa, către sală și te oprești pe parcurs. Nu, de oprit e clar că nu mă voi opri. Da. Îmi place să fac sport, îmi place... Ne apucăm de antrenat? Ne apucăm de antrenat. Ah, deci, da. N-ai deci zi liberă. Voi rămâne clar la sală. În sistem, nu voi ieși din handbal. Chiar acum lucrez să-mi iau și categoriile de antrenor, deci e deci clar asta... că cu zile rămâne... libere și cu odihnă, mai ușor. Nu, e clar că stând acasă nu o să pot face față mai mult de
trei zile, să zic așa. Cât perioada de recuperare? Da, 3-4. Dar la altceva te uiți acum, în afară de handbal, adică când te duci acasă, dai drumul la televizor? Da, nu există, da, sigur. Există sigur. Și timp și îmi pentru place, asta? Îmi place sportul în general. Mă uit și la fotbal, la basket, la absolut toate sporturile, mai ales când sunt competiții majore. Îmi place să urmăresc sportul de calitate. Și urmăresc și Liga 1 de fotbal, deci nu... Da? Da, îmi place. Deci sportul pentru mine, cred că... Două echipe în Craiova? Două echipe știi, în Craiova, nu da. Parți. Nu mai știu care știința. Eu eram suporter al Craiovei când eram copil. Acum nu mai știu cu cine să mai țin. Din păcate s-au schimbat lucrurile acolo. Cred că dacă aceste două echipe s-ar uni într-o singură echipă, un singur club, ar avea... Mult... Acum ne sar toți în cap, să știți că el a zis, nu? Ar avea, chiar nu. Eu sunt din Craiova, știu ce se întâmplă, ce emulație a fost acolo cu fotbalul, ce pasiuni, ce patim, plecam de la școală, toată lumea se aduna să meargă la meciul Universității Craiova, era extraordinar, un stadion plin de 30.000 de oameni care erau nebuniți și țineau cu Craiova. Cei care știu, care sunt din Craiova știu de lucrul acesta. De aceea zic că dacă echipele ar fi unite, ar fi extraordinar. Ar avea un oraș întreg alături. Vali, dacă pe insulă pustie ai avea voie să iei un singur meci într-o valiză, pe care l-ai luat în cap, pe un singur meci într-o valiză? Da. Că e club, că e echipa națională, unu. Care ți-a rămas ție cel mai drag? Cred că de la echipa de club... Pot spune că aș lua un meci contra lui Chilțe în Liga Campionilor, cred că am jucat, am înscris 11 goluri, a fost un meci aproape perfect făcut de mine, l-aș lua cu mine și de la Națională cred că meciul contra Muntenegrului când am calificat la campionatul mondial în 2009, meciul a fost în 2008 în calificări. Acel meci am jucat foarte bine la Oradea, m-am simțit foarte bine, am înscris multe goluri, ne-am calificat, a fost o fericire și o bucurie extraordinară. Dar tu nu ne există ce să-ți urăm acum pe final, deci sănătate s-a dat, nu mai da, poți o iei. Sănătate, nu sănătate mai... și să scăpăm de COVID, astea s-a dat. S-au dat. Da, mare lucru nu... Cu Barcelona asta acum... Cu Barcelona, clar, toată lumea își dorește să avem un rezultat bun, să luăm cele două puncte. Să reușim cu Dinamo o performanță cât mai bună, să continui cât mai mult în handbal, eu corect. Știu. La anul pe vremea asta să apară iarăși știri acolo că și-a mai prelungit. Da, și-a mai prelungit. Un an, încă, știi, că s-a terminat prelungirea asta. Da, și... da, asta rămâne de văzut. Și după, cu echipa după națională să fim atenți, zicem și de acolo, nu să știe. Da. Vali, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Am vrut să scoatem ochii că te-am luat de la antrenament, dar tu te duci la antrenament acum, deci nu merge asta. Uite, Vali, da, acum domnul Ceavi te-a păsuit. Am antrenament, nu se poate să lipsim la antrenamente, corect. Trebuie să fim profesioniști. Corect. Mii de mulțumiri, încă o dată, baftă. Mulțumesc. Dragi prieteni, pune punct final aici. Noi ne revedem mâine, 10:30, toate cele bune, la revedere. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!